La Centrul Universitar Nord din Baia Mare, marcarea 167 de ani de la nașterea preotului dr. Vasile Lucaciu s-a făcut prin lansarea unei cărți de-a lui Lucaciu, uitată, dar foarte importantă pentru filozofia românească. Este vorba despre Instituțiuni filozofice, un tratat de filozofie. Trei volume, o lucrare monumentală, Logica, Metafizica și Filozofia Morală. Despre acest mare gânditor, preot, militant pentru unire, Marele Constantin Noica spunea că este unul dintre cei mai mari filozofi neotomism ai spiritului românesc. O carte de patrimoniu care a fost publicată o singură ediție între 1882-1886 în 6 fascicule la Satu Mare și care timp de aproape 130 de ani nu a fost reeditată, n-a fost cercetată, n-a constituit obiectul niciunui proiect de cercetare din partea filologilor, filozofilor sau teologilor și pe care la îndemnul lui Vasile Sav, latinistul clujan, din păcate decedat, am început lucrul la reeditarea ei în 2004 și cartea a fost mi-a luat aproape un an ca să actualizez limbajul, să introduc conceptele potrivite în logică. Cartea a apărut cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale prin Consiliul Județean Maramureș în cadrul proiectului Maramureșul și Marea Unire al Ansamblului Folcloric Transilvania. Ansamblul Folcloric Național Transilvania, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș prin proiectul Maramureșul și Marea Unire finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin programul România Centenar, a reușit să aducă la lumină un material foarte important pentru marea personalitate a Maramureșului. Am demarat o acțiune foarte importantă de a publica lucrările de filosofie și teologie ale marelui Vasile Lucaciu. Este un monument al culturii române care a lipsit, așa cum probabil a spus și cel care a îngrijit ediția, Vianu Mureșan, din cultura română peste 132 de ani. Este de mirare cum, știu eu, specialiștii, deși cuvântul ăsta e destul de neauș și alăturat filozofiei și teologiei, nu s-au gândit să o aducă în actualitate pentru a fi la îndemâna tuturor. Pentru că, pe lângă ce știm noi despre Lucaciu, așa marele artizan al Unirii, a avut o cultură impresionantă pentru acea vreme și pentru, să zic, condiția lui de preot de țară. Tot astăzi a fost prezentat și un volum de fotografii.